Hei, salut, sunt Mascu și bine v-am regăsit un nou videoclip. Astăzi o să mergem să ne cumpărăm un auto house din GTA 6. Da, ți-a auzit bine, o să ne cumpărăm auto house-ul din trailerul de la GTA 6, dacă vă vine să credeți. La secunda 25 din trailer vedem în imagini un auto house. Ia să vedem. Ce? Da, uite acel auto house cu RPG în față, fraților, și eu astăzi m-am gândit să cumpăr acel auto house în GTA 5, așa că dacă vreți să mă susțineți, abonați-vă la acest canal să facem 300.000 de abonați, mai avem puțin și de-abia aștept să-l văd cum arată în GTA 5, fraților. Deci după cum puteți observa, o vedem aici pe Lucia, își ridică mâinile sus și acolo pe fundal se află un auto house ce m-am îndrăgostit din prima zi de când l-am văzut, fraților, și m-am gândit să-l cumpărăm în GTA 5, mă, dacă tot avem mulți bani. Ia să ne mai uităm. Wow! Uite-l, mă! Wow, cum e făcut cu acele lumini, pus că e negru, îmi place la nebunie. Și chiar sunt curios să văd cum o să arate în GTA 5, come on. Mă aflu aici în căsuța mea, pur și simplu m-am gândit să învăț puțin biliard, fraților, numai că nu știu cum să țin bățul ăsta în mână, cum să dau, a? Să dau așa sau cum să dau, că nu-mi dau seama, fraților. În zilele care urmează o să mă joc un biliard cu fratele meu mai mic și vreau să mă învăț cum trebuie să dau, a? Deci ceva de genul ăsta, eu cred că țin bine, nu? Scrieți în comentarii dacă e bine, nu? Da, eu cred că e bine, fraților. Gata filmul, mă, e gata. E gata, mă, l-ai terminat? Ia, unde ești, mă? Unde-i, frate? He? Unde ești, mă? E gata filmul? Da, a fost chiar tare. Super, după cum puteți observa, fratele meu mai mic s-a uitat la un film, ceva cu astronauți, nu-mi dau seama, nu prea îmi plac mie filmele de genul. Dar îmi place că ți-a plăcut ție. Asta e cinemaua mea. Cum știți, eu am un cinema în căsuța mea, dacă vă vine să credeți. Ceva de genul arată și haideți să plecăm acum numai decât, deoarece astăzi, după cum am spus, o să mergem să ne cumpărăm acel auto house în GTA 5, fraților. Da, este din GTA 6. Am și aici acvariul ăsta. Uitați-vă și voi cât de tare se vede. Plus că m-am gândit să pun pești noi aici. M-am gândit să pun, de exemplu, un rechin. Ai, un rechin mic, nu un rechin mare. Să fiu un bebeluș, nu? Vrei și tu un rechin, mă, să-l pun aici? Să-mi place acvariu. Mai ales dacă l-aș avea aici în spatele meu, ar fi chiar tare. Poate o să îmi cumpăr și eu în realitate un acvariu de genul. Tu știi că dacă pui rechin, o să te mănânce noaptea? Cum să mă mănânce, mă, dacă îl bag aici în sticla asta? What the hell? Asta e sticlă puternică, mă, nu se sparge. Bun, hai să mergem acum să ne luăm mașina și să plecăm. Mâinile sus acum, în momentul de față, mâinile sus. Ok. Cine e ăsta? Ăsta nu spune că e baby în el, o? Eu parcă l-am omorât, nu? Sau ce caută în momentul de față? Aici cu mine, what? Eu nu-mi dau seama. Trebuie să ținem mâinile sus, dacă nu o să tragă noi, cred. Dacă te miște, Melito, mâinile sus în momentul de față. Da, mă, gata, uite, le-am sus. Oh my god, mamă, ce aș putea să fac în momentul de față? O să iau arma și o să trag în el, cred, 100%. 2 secunde. Sau, țac, țac, țac. Nine, ia să te mai văd eu în momentul de față, că tragi tu în mine, a? Oi, pro, data trecută eu l-am omorât pe baby în el, l-am băgat în apă, dar nu înțeleg cum a reînviat acum din nou, nu-mi dau seama. Dar cum știți, acest bebeluș este un bebeluș foarte horror, fraților. Mi-e frică de el, nu? O să-l ducem de aici, numai decât o să-l ducem în cimitir, cred, 100%. O să-l băgăm în mașina noastră. Ăsta te va bântui, tu știi, nu? Ai grijă. Păi da, mă, mă va bântui din cauza ta. Tu mi-ai spus să am grijă de el 24 de ore. O să vezi tu ce o să-ți fac. Aia, dacă nu o să-l distrug pe fratele meu în zilele care urmează. Pur și simplu, el mi-a spus să am grijă de el, fraților. Eu am avut grijă de el câteva ore, numai că mi-a ajuns și l-am băgat direct în apă. Și acum a apărut din nou, pur și simplu. Eu nu-mi dau seama cum a apărut din nou. Bun, o să-l băgăm acum în portbagaj și după o să-l ducem către cimitir, fraților. Mi-a ajuns. Sper să încapă, nu? Eu cred că încape, mă. Tu ce spui, mă, încape? Hai, mă, că e destul de mare, eh? Gata, mă, l-am băgat, a încăput. E bine că a încăput, numai că... De ce stă cu arma aia către mine? Eu nu-mi dau seama. Dă-te, mă, la o parte, că o să-ți dau cu arma în cap. What the hell? Arma jos, mă, cu tine. Nu-mi dau seama, bro, deci bebelușul ăsta... E horror rău, nu aveți idee ce horror e. O, pac, hai urcă-te în dreapta acum. O să-l bag direct în groapa aia din cimitir, fraților. Da, ați auzit bine, mergem acum cu M4-ul nostru. BMW-ul ăsta, foarte puternic. Are undeva la 3000 și ceva de cai putere. Și merge chiar tare, mai ales pe vremea asta. Ușor. Stânga. Ia, bro, e bine că nu se află foarte multe persoane pe stradă, multe mașini. Așa avem mai mult loc pe stradă să mergem mai repede, să ajungem la cimitir. Să vedem, cimitirul trebuie să fie, uite, pe aici.
Și după o să mergem să ne cumpărăm acel autohaus, fraților, în Los Santos. Da, ați auzit bine. Și dacă vă întrebați acum, Masico, dacă o să-ți mai cumpere un autohaus, ce faci cu celelalte? Oricum le păstrăm pe toate și în autohausul de astăzi pe care o să-l cumpăr, m-am gândit să o angajez pe Lucia, fraților, să lucreze acolo, nu? Ar fi chiar o idee bună să lucreze Lucia la autohausul din GTA 6, mă. Cum e și ea din GTA 6, nu? Eu o să fiu nebunie. Plus că în zilele care urmează trebuie să mă pregătesc pentru date-ul cu Lucia, pentru întâlnirea cu ea și așa mai departe. O să facem un date de neuitat, mă. Da, m-am gândit eu la unele chestii. O să văd dacă o să-mi iasă. Uite-l, mă, și ăsta cu ATV-ul. Două secunde. Nu vă supărați. Unde se află supermarketul pentru animale? Am înțeles că se află un supermarket pe aici. Nu vă supărați, hai să vedem puțin jos. Spune-mă unde se află supermarketul ăla din Los Santos. Nu te supăra. Ia dă-te jos. Pamtică, jos cu tine. Spune-mi în momentul de față unde se află. Cred că, nu, am crezut că vrea să mă ia la bătaie. Hai, mă, urcă-te în ATV și vină după mine acolo, în molai. Hai că te urmăresc, mă, da? Te urmăresc în spate, da? Da, mă, vină după mine, ai grijă. I-am dat lui fratele meu mai mic acum ATV-ul să-l conducă. Sper să știi să-l conducă. Dacă te duci cu ATV-ul ăla, ai murit, tu știi, nu? Ușor. Hai să mergem acum, mamă, văd că știi să meargă, chiar sunt curios. Până unde o să ajungă el cu ATV-ul ăla? Oricum, cu ATV-ul e periculos la curbe. Curba ușor. Uite-mă că frânează bine. Bun, haideți să mergem acum în oraș. Trebuie să mergem la cimitir, bro. Trebuie să ducem bebelușul ăsta numai decât acolo. Uite-mă câte lemne pe aici. Tu ce mai pe seară să fur niște lemne, sincer vă spun. Ne trebuie oricum lemne. Ce se întâmplă cu mașina mea? Nu mai pot să o controlez, what? Uitați-vă cine e lângă mine. Bro, e baby în el lângă mine. Nu pot să cred așa ceva. Ești driduș, clai, știga. Unde-i molai, fratele meu mai mic? Uite-l, mă, că vine și el din spate. Bro, cine e în spatele meu? Uite-l, mă. Cum a ajuns baby în el lângă mine? Nu-mi dau seama. What? Afară cu tine în momentul de față. Hai, afară cu tine în momentul de față. Hai, trebuie să vorbim numai decât cu fratele meu mai mic. Nu știu ce să fac acum, mi s-a făcut pielea de găină. Du-te să nu te mai văd, nu mai veni după mine. Te rog să nu vii după mine. Molai, tu vezi, mă. Calcă-l, te rog. Ți-am spus că te bântuie, nu? Nu mai poți să faci nimic, știi, nu? Păi da, mă, din cauza ta nu mai pot să fac nimic. Tu știi, nu? Ia-l cu tine, ia-l cu tine, nu mă mai interesează. Hai, ia-l, urcă-te la molai în mașină. Uită-te și tu, mă, că nu vrea să se urce, mă. Urcă-te acum în momentul de față. Am o idee, o să fac asta cu el. Se pun un sticky bomb, două secunde, pam. Ia, sper să exploteze. Și, la o parte cu tine, la o parte. Și pam, da, mă, uite, asta am vrut să fac cu el, să-l ard. Să-l ard, sper să arde. Dacă îl ardem, cred că e o idee bună, nu? Da, mă, uite, e bine. Dacă l-am ars, să-l las aici, nu-l mai iau cu mine în mașină. Și tu de ce nu vrei să-l iei cu tine, mă? Hai, ia-l. Mâinile sus în momentul de față. Hai. Trebuie să plecăm acum numai decât, fraților, deoarece, cum ați văzut, bebelușul ăsta în Yellow e foarte horror, bro. Și mă pune pe gânduri de fiecare dată. Nu mai pot scap de el, mă. E bine că arde acum. A ars. Hai, pom, diga. Cum? Hai să plecăm acum numai decât. Haideți să mergem acum puțin pe la Colai, fraților. După cum știți, în episodul trecut l-am readus la viață pe Colai. Și chiar îți curios să văd cum se descurcă din nou aici la autohausul lui. Și ia să vedem dacă are clienți ceva. Bruno spune că e Lucia. Asta e Lucia, mă. Da, mă, uite-l. Ce caută la Colai în momentul de... ce caută la Colai, nu-mi dau seama. Putem să-i spionăm puțin, să vedem ce vorbesc fraților, sau... Nu, mai bine intrăm așa să vedem ce fac, chiar sunt curios. Deschidem ușa acum. Pentru tine am tot ce vrei, drăguțo, ești foarte drăguț, îmi place cum arăci. Bună ziua! Bună ziua, Colai, ce fac, mă? Ce să fac, mă? Uite, îi dau la domnișoara asta o mașină. Aha, pe gratis sau cum îi dai o mașină? Că nu înțeleg. Nu, mă, cum să-i dau pe gratis, mă? Cu bani. A vrut să-mi dea o mașină pe gratis, acum a schimbat-o. Nu înțeleg de ce a schimbat-o când ai venit tu.
Am înțeles, ok. Na, dacă vrei tu să-i dai pe gratis, gândiți-vă că Colai nu mi-a dat niciodată o mașină pe gratis și vrea să-i dea lui Lucia. Tu știi cine este Lucia, mă? Lasă că vorbim noi mai încolo, da? Lucia, oricum, tu nu știi cine este Colai, o să-ți explic mai târziu, da? Bun, puteți să vorbiți în continuare. Eu am venit doar să văd ce mașini mai e pe aici Colai, chiar e curios. Domnișoara, aveți Instagram? De ce o întreb chestii din astea dacă are Instagram? Colai, ai grijă ce vorbești, ne-am înțeles, da? Uite, tu vezi ce am aici? Pac, direct și ajungi din nou unde erai, la cimitir ajungi, mă, tu știi? Hai, mă, nu vă bateți, vă rog, hai că eu plec, dacă nu mai stau cu voi aici. Mă enervează, pur și simplu mă enervează, Lucia, serios acum, adică cum se dă grasul ăla la tine? Man, ca nici vaza, adică. Gata, mă, ți-ajunge. Dar tu ce faci? Uite ce să fac, am venit și eu puțin pe la autohausul lui să văd ce mașini mai are. Uite, Rolls-Royce-ul ăsta mă interesează, fraților, mai ales cum... Da, mamă, cum arată. Dar cred că o să-l cumpărăm în zilele care urmează. Are mașini superbe, văd aici, Colai. Îmi place. Poate o să ne cumpărăm o mașină în zilele care urmează, să avem și noi o mașină mai cum trebuie. Tu ce faci? Mergi cu mine sau... Dacă vrei, eu... Merg cu tine, de ce nu? Bun, atunci hai cu mine dacă vrei. O să o luăm și pe Lucia cu noi, fraților, când o să ne cumpărăm acel autohaus. Chiar îți curios să vedem, sau o luăm cu noi? Nu, mai bine îi facem o surpriză, cred, nu? Da, mă, nu o luăm cu noi, cred. Stai că uitasem să-i spun lui grasul ăsta. Ceau, mă, uite că uitasem să-ți spun la revedere, da? Ne vedem, ceau. Și nu mai vin niciodată pe aici, mă. Da, s-o crezi tu că nu mai vin. Ia uite, hai să vedem acum, să ne luăm mașina asta. Lucia, problema e că am niște treabă în oraș, nu pot să te iau acum cu mine. Poate ne întâlnim mai încolo, da? Bine, mă, hai că ne auzim mai încolo dacă vrei, da? Poți să vii la mine la o cafea. Nu am timp acum, poate vin mai târziu. Hai, ne vedem, ceau. Bun, fraților, acum o să mergem către managerul meu, deoarece trebuie să vorbim cu el despre acel autohaus. Trebuie să-i plătesc și așa mai departe. Pentru acel autohaus trebuie să-i plătesc 2 milioane de dolari, dacă vă vine să credeți. Ia să vedem, e acasă omul. Da, mă, uite că ne așteaptă. Am vorbit deja pe Instagram cu el. Este un om de afaceri, gândiți-vă. Ai, 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 să-i plătim bănuții, să-i luăm din spate. Clac, avem aici 2 milioane de dolari, dacă vă vine să credeți. Ia să vedem. Oh, bună ziua, Masico numele meu. În legătură cu autohausul din GTA 6, am vorbit noi acum ceva timp, v-am adus banii și vreau să-mi dați cheile ca să pot intra acolo înăuntru. Hei, hei, bine ați venit. Vă așteptam de ceva vreme și cheile o să le primiți astăzi. Ok, super tare, o să primim cheile și o să putem intra înăuntru. Gândiți-vă, o să fie nebunie, fraților. Ok, am înțeles. Bun, eu vă las banii jos și... Să aveți grijă de autohausul din GTA 6. Da, normal că o să am grijă, hai. V-am lăsat banii jos și ne vedem. Ceau, oh my god, avem cheile, fraților. Perfect, mergem acum numai decât către locație. Hai, ia, adresa se află undeva, mă uit imediat. Stai, mă, se află undeva pe lângă autostradă, uite, exact aici. Da, mă, uite acolo, sper că am pus bine. Și haide să mergem acum, fraților. Oh my god, deci sunt foarte uimit, fraților. Am niște emoții, nu aveți idee. Bun, mergem acum, perfect. O să vedem cum arată în interior. Și chiar e curios să văd dacă arată exact ca în GTA 6, fraților. Mamă, cum am dus. Backflip am făcut. Zac, what the hell, cum s-a dus mașina asta. Este un M4, fraților. M-pachet are totul. Mai, ia cum arată roțile astea, sunt de 24 de țol, dacă nu mă înșel, ceva de genul ăsta și cred că ajungem ușor. Uite, aici pe dreapta se mai află un autohaus de-al meu, îl vedeți, nu? Și celălalt autohaus trebuie să fie nine. Uite-l în dreapta aici, stânga, oh my god, băi, arată exact ca în trailer, dacă vă vine să credeți, eu nu cred așa ceva. Cum e posibil așa ceva, what? Și se află exact lângă autostradă ca în trailer. No way, no way, bro, cum a... ce scrie acolo? Vai City, car dealer. Nani, cât de tare arată, fraților. Nu cred așa ceva. Deci este exact pus cum e în trailer. Deci ceva de genul. E făcută scena aia, Lucia se află pe mașină undeva și merge ceva de genul ăsta și se vede autohausul ăsta în stânga. Exact ca în trailer, fraților, cum e făcut și cu acele lumini.
Aio, mamă, cu acele culori. O să mergem acum jos. Aici avem și parcare subterană. Lol, cât de tare, aici putem parca mașini. Plus, aici în stânga se află intrarea, dacă nu mă înșel, nu? Vice City Car Dealer, mă. Yes, ăsta o să fie următorul nostru auto house din Los Santos. Mamă, cât de modern poate să arate. Ia să vedem ușor. O să parcăm mașina frumușel, uite aici. Sau cu lăsăm, uite aici. No way, deja se află mașini înăuntru, bro. Eu acum văd. Mamă, dar cât de modern poate să fie. Nu cred așa ceva. Poate să intrăm înăuntru. Și pam, am deschis. 9, Pro H3, duci, va să stați. Ce-i asta, mă? Wow, aici avem aici recepția, fraților, cât de tare. Aici o să o punem pe Lucia să se descurce ea mai departe. Plus avem aici un Apple, ok. Chiar tare, mă uimește la cum arată. Uite, aici avem persoane. Bună ziua, eu sunt șeful de la autohouse-ul ăsta. Ăștia sunt oamenii care lucrează deja la acest autohouse, dacă vă vine să credeți. Avem aici oameni care lucrează pe calculatoare și, calculatoare și așa mai departe. Îmi dau comandă de mașini. Plus că avem aici un Lamborghini în dreapta, fraților. Uitați-vă și voi cum putem pune mașinile, bro. În cușca asta aici, ok. Ia, uite aici din nou în dreapta. Wow. Uite, avem aici niște mașini. În partea aia avem un Nissan, Lamborghini, plus un din ăsta, un BMW, dacă nu mă înșel, ăsta, nu? Da, e un BMW, cred. Lol, mamă, da, cum poate să arate? Uite, aici mai avem pe cineva care lucrează la birou. Sau avem și toalete, dacă nu mă înșel, nu? Trebuie să fie aici pe tera. Ah, da, mă, uite aici, nu, aici e o cameră din asta pentru serviciu, nu? Ah, aici din nou. Toaletă nu avem, bro, sau? Ne-ar trebui și o toaletă, bro, nu? Sau aici avem un birou, chiar tare biroul ăsta. Bună ziua, am asigur numele meu, lucrați deja, foarte bine, oricum vă plătesc pe lună. Oh, bună ziua, bună ziua. Și uitați-vă și voi ce avem aici, bro. Tablouri, chestii trestie. Uite-te și tu, mă, Lamborghini, tot din GTA 6, mă. Avem aici o tablă de genul. Și uitați-vă cum scrie acolo Vice Car Dealer. Vice City trebuia să scrie, dar nu înțeleg de ce Vice. Aici avem și o mică cameră unde stăm și ne odihnim. Și ce avem aici pe treapta? Nu cred așa ceva. Deci eu nu cred așa ceva că avem mașini din astea micuțe, bro, din GTA 6, GTA 5 și așa mai departe. Mamă, cât de drăguțe sunt. Aia, o să fac colecție de mașini de genul, cred, nu? Uite, aici avem tablouri. Wow! Chiar tare, mă surprinde, bro, autohouse-ul ăsta. Uitați-vă și voi cum arată pe sus. Plus că avem și cameră de supraveghere pe acolo. Uitați-vă și voi cum merge, da? Deci se mișcă stânga, dreapta, da? Oh my god. Probabil avem și o cameră din asta secretă pe aici, nu? Uite, aici e intrarea. Aici putem intra cu alte mașini, bro. Da, mă, exact din parcarea asta subterană putem intra înăuntru. Chiar tare. Sper să vă placă și vouă. Și numai că trebuie să vorbim cu Lucia, bro, ca să lucreze la noi, nu? Da, în zilele care urmează o să o aducem pe Lucia ca să lucreze aici, bro. Oricum, ea mi-a spus de foarte mult timp dacă pot să o angajez undeva, așa că o aducem aici să lucreze la autohouse-ul ăsta, bro. La noul nostru autohouse. În episodul care urmează o să mergem să aducem aici foarte multe mașini. Trebuie mașini noi și așa mai departe ca să le vindem cu mai mulți bani, fraților. Oh my god, mamă, deci câte afaceri avem în Los Santos. Avem foarte multe. Eu sper că vă place. Ceva de genul arată autohouse-ul meu pe afară. Ceva de genul ăsta se vede. Arată mișto, mă, mai ales aia cum scrie aici Vice City Car Dealer. Când o să vadă asta colai, o să rămână uimit, fraților. Așa că sper că v-a plăcut videoclipul de astăzi. Continuăm în episoadele care urmează și da, noi ne vedem data viitoare cu videoclipuri noi pe acest canal, nu? Ciao!